În urmă cu 3 ani, o bătrână din Constanța a ajuns la o mănăstire din județul Suceava. Atunci a început necazul femeii. Ea spune că a fost dusă acolo de către un preot care îi purta de grijă. De ce și-a bătut joc de mine acest preot? Când eu l-am adunat după drumuri, cu copiii, cu tot, că plătea 20 de milioane chirie. Și el acum, de ce m-a trimis pe mine în pundul munților, care n-am fost în viața mea în mănăstiri? Pentru o lună de zile aici el mă duce, atâta tot, nu mă duce definitiv. Și am făcut aici 2 ani și 2 luni. Bătrâna îl acuză pe preot că a abandonat-o și i-a luat și casa. De cealaltă parte, preotul susține că femeia și-ar fi dorit să ajungă la mănăstire și să se călugărească. Mama Pia, care a locuit cu noi 9 ani de zile, dumneai a dorit prin propria răspundere, prin semnătură și prin asta, să se ducă la mănăstire. Ea a ales acolo locul acela pentru că eu făceam pelerinaje la Sfânta Biserică cu oamenii și am luat-o cu mine timp de 5 ani pelerinaje. Și ea studia locurile și când a văzut locul acela frumos, a dorit să meargă acolo. Varianta preotului se pare că este susținută și de vecinii și de enoria și parohiei unde acesta slujește. A chemat notarul că ea este de acord să meargă la mănăstire, nu știu unde să vă spun. Definitiv sau doar pentru o perioadă? Nu, eu știu că definitiv. Și chiar dacă a dus-o acolo și a dus-o de râpă, a dus-o să o îngrijească cineva. Cazul a intrat și în atenția Arhiepiscopiei Tomisului. De situația faptelor, o să vedem ce e de făcut. Deocamdată nu avem ce să facem. Dacă vom ajunge la concluzia că preotul a comis o imoralitate sau ilegalitate, atunci e altă discuție. Bătrâna vrea acum măcar o dată să mai vadă casa pe care a construit-o împreună cu soțul ei.